Bună seara și bine v-am regăsit la Dosar România. O comună din Delta Dunării a dat 25 de campioni olimpici și mondiali la caiac și canoe. Comuna Crișani este probabil unică în lume din acest punct de vedere. Aflați astăzi la pensie, foștii campioni sunt risipiți prin lume. Doar câțiva au rămas acasă, redevenind pescari. În urmă cu 50 de ani, sportul era singura lor șansă de a scăpa de sărăcie. Cum s-a schimbat Delta și cum arată viitorul pentru oamenii Deltei? Ce s-a ales de cei care au adus glorie sportului românesc? Urmărim un reportaj semnat de Marian Voicu. Romanians in lane one. Ivan Patsaikin, участник четырех олимпиад. Макаренко Валамивел Элюри Мин Клементе. This is Patsaikin in the head of this boat. If you can imagine what kind of a hero, Olympic hero. Ivan Patsaikin, pe care îl vedeți pe culoarul 1. Dintr-o singură comună, Crișan, cu cele trei sate ale sale, Mila 23, Caraorman și Crișan, s-au ridicat 25 de campioni olimpici, mondiali și europeni, la caiac și canoe. Știam așa 5, 6, 7, nici erau în cap, dar după aia când am adunat pe toți din comună, mi-am dat seama că e lista aceea. Cu 1200 de locuitori și 25 de campioni, comuna Crișan deține un record mondial încă neomologat. Fiecare a 10-a casă a dat câte un campion. Ba chiar sunt familii în care frații s-au întrecut în a aduce medalia acasă. La câțiva kilometri de București îl întâlnim pe Antrop Varabiev. A fost unul din cei mai mari fondiști ai caiacului românesc. A plecat din Mila 23 prin 1960. Mai întâi el, apoi fratele său, Lipat. La cei 76 de ani ai săi, Neantrop este încă sprinten. Apa nu acum e navigabilă și tulbure, era cristal. Te lua frumos și te arunca în Dunăre. Te duceai la fund, îți bătea, sarea după tine, te scotea afară. Iar așa, de la 3 ani, cred că notam. Asta era lecție. Am fost 9 frați. Eu eram al patrulea și toți munceam cu tata, cei 3, și eu al patrulea și tata al cincilea, cot la cot, la pescărie. Tata era șef de rivod. Muncă semnică. Te scolai la 1 noapte, trageai la rame, la vâsle, vreo 20-30 de kilometri, scuturai vârși, talene, plasice, scuturai și, pe urmă, înapoi, iar. Trădeai la Chirhana peștele, vineai acasă, dormeai 2-3 ore, iar înapoi. Deci, tot timpul papă. Primeai banul cât prindeai pește. Dacă n-ai prins, nu iei niciun leu. Mai făceau comerț. Comerț cu ce? Icre de știucă. Trimitea 12 kg de icre și înapoi primeam prune uscate, mere și pere. Asta era afacere. Fratele cu 4 ani mai mare s-a însurat. Au găsit 2 bărci mari, caiuci din aia, au pus dulapuri, scândură mai groasă, dulapuri, și a venit lumea la nuntă. Și dansau pe acolo, mai cădea câte unul în apă. Dar s-a păcăiut și până scând, pac, în apa, înapoi. La noi nu se vorbea română atunci. Învățam 3 ore rusă și o oră română. Și tot satul, când vineam român și vorbea prin sat, ne țineam ca după urs. Andrei Consolenco este primul campion european la caiac al României. A plecat printre primii din Caraorman în 1959 împreună cu Nicolae Artimov, consăteanul alături de care a făcut performanță. Acum își împarte timpul între București și satul natal.
Curtea îi este plină de caroserii și mașini agricole, căpițe de fân, vite și păsări. Ce steam nici românești nu știam? De unde te aici? Nici acum nu vorbim noi așa, accentul tot ăsta din Caraman. Nu? Televizor? Nici radio n-aveam, nici lumină n-aveam. Lampă, atât, lampă. Mama cosea la lampă, atât. Fără ochelară, da. Eu cu barcă până atunci am fost. Închipiți-vă cum, dacă vaporul mare face de la 1:30 pleacă și la 4 aici, la Creșan, Tulcea Faleza era... Aici e bine, acum e unde opriți dumneavoastră, e bine. Era așa, pământ. La cei aproape 80 de ani, Nea Andrei își face de lucru în gospodărie, la baltă și prin pădurea cea neagră de stejar și dune de nisip a Caraormanului. Amintirile s-au risipit. Din generația sa nu mai este nimeni în sat, s-au prăpădit toți. În Caraorman mai trăiesc 120 de suflete. Satul de la marginea deltei este înghițit de trecut și de nisip. A strâns struguri, deci avem vin. Abi, 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 iubita lui tata, Abi, ce facem, mă, fetiță, vină un căci. Marele campion Ivan Pațaichin a concurat la 5 ediții ale Jocurilor Olimpice, obținând 7 medalii, și la 11 ediții ale Campionatelor Mondiale, cucerind 22 de medalii. Ce să fac? Ce-ai pățit, mă? Cum mă respectă Lucica, scrumieră pe masă. Este de asemenea general în rezervă, probabil cel mai simpatic general pe care îl puteți întâlni. S-a născut în ziua în care, în Mila 23, se sărbătorea, pe stil vechi, hramul bisericii, Sfântul Ioan Gură de Aur, așa că părinții au hotărât să fie botezat cu numele de Ivan. Mi-a rămas așa ca o icoană pentru mine. M-am trezit exact în mijlocul bălții, era soarele sus, în barca bunicului. Satul pe vremea aceea se inunda de foarte multe ori. Paturile erau pe picioroange, ridicai paturile, pentru că intra apa în casă. Practic, făceai schelă de la pat la bucătărie, mergeai pe schelă. De multe ori intra și pește în casă dacă lăsai ușa deschisă. Bunicul era cumva înțeleptul satului. El era întotdeauna abonat la 2-3 ziare. Exista întotdeauna, chiar dacă veneau 2-3 zile mai târziu în sat, ajungeau, dar el era la zi. Duminicele de obicei sau sărbătorile religioase întotdeauna erau obligatorii să adune toată lumea la bunicul. De multe ori poate nu aveam chef să merg la biserică, dar era o regulă. Eu regret foarte mult acum că nu mai sunt oameni așa uniți și săritori. Pe vremea aceea nu exista să chem muncitori să-ți facă casă. O casă se construia cu satul, cu sătene. Făceai clar că erau niște reguli nescrise, erau mult mai responsabili față de natură, față de mediul lor. Erau conștienți că lucrul acela era al lor. Mergeam spre Tulcea, de exemplu, o dată pe an cu tata, trebuia să ne aprovizionăm de lemne. Sunt cam 40 de kilometri. Plecam de obicei seara, pe înserat plecam, că era contra curentului, chiar dacă barca era goală, dar ajungeam abia dimineața acolo, iar dimineața tata tăia, eu căram și încărcam în barcă, toată ziua încărcam cele două bărci, iar următoarea seară plecam spre casă. Eram conștient că dacă rămân în delta, rămân pescar. Și probabil că pescar fruntaș, asta era clar. Eram convins că ies campion olimpic sau cel puțin mondial. Eu am, pe ideea asta am plecat. Toma Simionov a făcut istorie la caiac canoe, mai întâi cu fratele său, Gheorghe Simionov, aflat din 1991 în Mexic ca antrenor, și apoi cu Ivan Pațaichin.
Plecat din Caraorman, după o carieră excepțională și câțiva ani petrecuți în America Latină, Toma Simionov s-a întors acasă, lângă lacul Snagov, acolo unde și-a petrecut tinerețea. Am fost plecat în străinătate, m-am căit și m-am întors în țară, pentru că n-am putut să rezist. De ce? Unde ați fost? Ce ați făcut? Am fost în Guatemala, 5 ani de zile, din 95 până în 2000, pentru inițierea sportului. Frate meu din Mexic mi-a trimis bărci. Bă, n-am putut să mă obișnuiesc. După aceea, 2 ani, 2002, am fost în Mexic la lotul de junior. Și am zis, nu, acasă. De la Tulcea cu pasagerul, Aurel Macarencu revine după 13 ani acasă la Crișan. În urmă cu 40 de ani, pleca cu gândul să devină campion. Aici nu erau nimic. Nimic. E, aici m-am născut, exact pe locul ăsta. Da, exact unde e Edenul, aici. Au rămas doar amintiri. Bucuroși de oaspeți. Ce-ți vine să crezi după atâția ani? Mai știi să faci și o romă de aia bună. Bună. Mai știi. Nu o să uiți, zicea tatăl tău, Neașca. Zicea, Aurele, dacă vii pe locul 2, pentru mine tot e prea puțin. Da? Da. Ții minte? Da. Și de-abia atunci s-a bucurat și a zis, bine că a făcut la sport, că altfel dacă nu ieșea pe locul 1. Da. Ce nu, ieșea? La mine, nu. Dar ce, da. Mai bine să stea pescar. Locul 2 e doar așa. Eu sunt fontaș la pescari, un stimulent, să fii da. Și el pe, la da. Tot pescar. Da. Pe timpul verilor, noi mergeam la hotel aici și trăgeam la rame și transportam turiști, ne câștigam și noi un ban de ghiozdare, de... Mă. De liceu, de școală. Și când l-am văzut pe Aurel că el avea barca plină cu 8 oameni și în urmă mai avea o barcă la remorcă și el trăgea la vâslă și ne și întrecea, am zis, frăție, pe lumea asta nu o să-l întrec niciodată. Ăsta nu-i din... nu-i pământean. Dacă vreau să merg la școală, trebuia să merg cu barca, trebuia să mă întorc tot cu barca. La alimente. La alimente, iar pentru diverse probleme, barca. Turistul trebuia să-l duc până la roșu, puiuleț. Eu fac și eu aveam 6 ani. Cu bărți de mare viteză până acolo. Acum, nu. Fără Johnson-ul ăla de 200 de cai, nici nu te gândești să te deplasezi. Chiar da? Așa, da, oricum. Deci plecam dimineață și mă întorceam seara. Timp în care trăgeam non-stop. În toamnă, poștașul mi-a colea. Mi-a dus ziarul. Pe prima pagină era Ivan și cu Toma, campioni olimpici la Moscova. M-a tulburat atât de tare. Cei 5 sportivi din comuna Crișan pe care îi veți cunoaște sunt doar câțiva din cei 25 care au plecat din Mila 23, Caraorman și Crișan. Viitor, ce viitor faceam acolo? Pescar? Mamă, că e lăcică, lăbdu... Летчик высоко летает, много денег зарабатывает, и за это я его люблю. А, сраду какому-то. Мама его без повитор, и сборы по сусчика, щика мультбань. Мама, я летчика люблю. Мама, я за летчика пойду. Он летает выше крыши, получает больше тиши. Вот за это я его люблю. În București, tramvai, mașini, troleibuze. Pentru mine era ceva așa fascinant. Mi-era frică să nu mă rătăcesc. Noaptea am ajuns. Unde e Parlamentul acum? Acolo, unde stadionul Republică, de știi? Acolo era, mergeam niște tramvai. Ce știam, mi-am văzut în viață mai tramvai. Aici, antrenorul ce ne spune? N-am nevoie de medici, am nevoie de gladiatori. Sportiv, ne ținea ca într-o cușcă.
care se ducea la liceu rar, care s-a străcurat, a făcut liceu sau facultate. Nu știam nimic, niciun fel de sport, niciun fel, nimic. Păi până am învățat care e padela lui Pasachin și care e pagaia. Era greu, adică prima dată e greu, noi nu știam. Nici românește, v-am spus, nu prea știam. Eu mai înțeleam, un coleg care artimă nu știa, m-am învățat după aia. Înainte de micul dejun, care se servea la ora 8, noi făceam o înviorare pe apă de un 5-6-7 km. După care se servea micul dejun, la 10-10 jumate se făcea primul antrenament de 12 km. Dacă eram în canoe de 1, dacă eram în canoe de 2, se făcea 14 km. Iar dacă eram în canoia de 4, se făcea 16-18 km. Odihnă 2 ore, după care, după amiază, iar făceam același lucru. Timp de 9 luni, zi lumină, antrenamentele au loc în aer liber. Următoarele 3 luni, la sală. Nu mai ai timp de viață personală sau de școală, nici de cum de planificarea unei cariere. Este sportul cel mai egoist, care îți cere totul și îți dă înapoi foarte puțin. Taică-mi avea scule de pe partea cealaltă a lacului. De multe ori era ceasă, nu le vedeai, trebuia să ajungi acolo. Indiferent că afară erau minus 20 de grade și locul era înghețat, puneai barca pe sane și trebuia să te înversezi. Indiferent că era vară și te prindea ploaie și valuri și te răsturnai și că au fost atâtea așa. Orice lacă ți oferă mari surprize. La unii, de exemplu, mâinile, când se blochează mâna aici, nici nu mai poți să ții. Padela aia îți tremură mâna, deja gata, n-ai timp. Uite că eu n-am pățit așa ceva. Și nici ăștia noștri așa. În sport trebuie, în primul rând, trebuie să ai rezistență, după aia forță. Eu la 40 de minute dădeam 2-3 kg jos. Nu puteai să cobori de barcă, că era leșinat. Ultimii metri, ultimii 50 de metri sau 102, nu mai vedeai. Vedeai ceața în ochi. Nu mai vedeai nici balize. Primele campionate naționale au avut loc în 1932. În 1950 vor fi organizate campionatele republicane de caiac. Primele medalii vor fi și cele mai prețioase, cele de la Jocurile Olimpice de la Melbourne din 1956. Leon Rodman avea să câștige aurul la canoe simplu în probele de 1000 și 10.000 de metri, iar Simeon Ismailciuc și Dumitru Alexe câștigau aurul la canoe dublu 1000 de metri. 2 ani mai târziu, în 1958, Achim Sidorov și Lavrente Kalinov, ambii din Mila 23, câștigau argintul la canoe dublu 10.000 de metri. Când s-au întors în sat, deci că erau dumnezei. Deci că erau dumnezei. Deci lumea s-a dat ca la urși, mai îmbrăcați, mai spalați, mai... Se anunța o generație excepțională care avea să domine podiumul la caia canoe în următorii ani. În prima canoe de 2 se află maestrul sportului Lipalit cu Kalinov, clasat la ultimele campionate mondiale pe locul 3 în proba de fond. Alături se află maestrul emerit al sportului Rodman Leon, campion olimpic în 1956 și medaliat olimpic în 1960. În centrul grupului se află campioni mondiali Dumitru Alexe și cu Iacovici Alexandru, campion mondial în 1963 la Iaice. Din 1952, caiaciștii și canoiștii români au lipsit o singură dată de la întrecerile olimpice, la ediția din 2016. Din 1968 până în 1984 au câștigat cel puțin o medalie de aur la fiecare din cele 5 ediții ale Jocurilor Olimpice. Dar era vânt, valuri cam așa mareșoare, era vânt așa. Poți să-ți povestesc, nu? Da, asta e. Ne-am egalat, m-am uitat un pic așa în dreapta, că polonezii erau în dreapta noastră, pe culorul 1. Așa. Dar de acolo, de la 500 încolo, nu ne-am mai uitat. Am văzut că ungurii nu mai sunt, rușii nu mai sunt. Când am ajuns la sosire, Artimov a văzut că a intrat el primul. La cât primul? Exact 50. Antrenorul nostru, Naia Nevăsart, văd că de la tribune, direct în apă, bubulu, sare în apă, de bucurie. În picioare goale, n-aveam nimic, picioare goale, na, așa, pe tribune, am urcat în picioare goale, păi, da. Dom'le, dar nu s-a aștepta nimeni, nici străinii, nici, da, de unde i-a apărut ăștia doi superlandini ăștia așa, blonzi. Păi, ce-am făcut în tremeze? Să cutiți-mi astea, în 50, nu? 60-61 eram campion european deja. Până atunci, noi, la caiac nu avea
La caiac vorbesc, nu canoie. Nu avea, nici nu știa ce e campion european. Deci primul titlu am adus eu cu Artemou la caiac 2. Lumea nu știa ce e campion, ce e aia. Și sigur, ne-am povestit cum așa, așa. S-au bucurat, sigur că normal, ca părinți. După aia, încet, încet, s-a mai... După ce noi ne-am învățat așa în titluri, s-a mai obișnuit așa, dar tot așa, bucurie, normal. Eu sunt de 14 ori campion al rău. Trei tăcuri, de 14 ori consecutiv. Eu sunt campion și la 20.000 și la 10.000. Am zis să spun. Și la 20.000, 20.000, când abia m-am dorit din barcă, mă durea... Mă țineam așa, 20.000 să stai acolo, da, adică, steclat din pe apă. Pregătirile se apropie de sfârșit și peste câteva zile, după cum am mai spus, se vor face probele de control când vom hotărâ cei care vor pleca la Tokyo. Ne pregătim foarte derzi și de aceea ne-am ales și apa Valiucului, pentru că e asemănătoare cu apa Sagami de la Tokyo. Ne pregătim cu multă seriozitate și sperăm să obținem atât noi, cât și canoiștri noștri, adică m-am referit la caiaciști, câteva titluri de campioni olimpici. Eram 24 de ani, tânăr. Trebuia să plec ca rezervă la Olimpiada în 64, la Tokyo. Și mă cheamă Husan, mă cheamă Metodistul, mă cheamă Masiorul, cine mă cheamă. Ești tânăr, ai timp, nu știu ce, să pleci în Mircea. Eu, fiind copil, ca să plece. Și am ratat Olimpiada. Prima medalie olimpică, de bronz, avea să o aducă de la Tokyo, în Comuna Crișan, Afanasie Sciodnic, la proba de caiac 4, 1000 de metri. Peste 4 ani, la Olimpiada din Mexic, doi consăteni, Anton Kalenic și Haralambie Ivanov, unul din Mila 23 și celălalt din Crișan, aveau să câștige argintul la aceeași probă, caiac 4, 1000 de metri. În Mexic, la 19 ani neîmpliniți, se remarcă un tânăr pe nume Ivan Pațaichin. Pierde cursa la canoe simplu din lipsă de experiență, însă o câștigă pe cea la canoe dublu 1000 de metri alături de consăteanul său din Mila 23, Sergei Kovaliov. De acum înainte, timp de 20 de ani, Pațaichin va domina autoritar în trecerile la canoe. Cu 5 participări la Olimpiade, el stabilește un record de longevitate sportivă. Când ei ziceau că pleci la Olimpiadă și succes aia, întotdeauna mă gândeam să nu-i dezamăgesc pe acești oameni când mă întorc acasă. Adică aveam așa o responsabilitate imensă să fiu cumva la nivelul lor. Pațaichin a câștigat 4 medalii de aur și 3 de argint la Jocurile Olimpice, precum și 8 titluri mondiale, situându-se astfel printre cei mai buni canoiști din istoria acestui sport. We return now to the whitewater canoeing for the finals of the kayak fours. Just look at the effort these men are putting out. La Jocurile Olimpice de la München, Sciodnic avea să aducă un argint olimpic în Mila 23. Der Rumäne Ivan Pațaichin. Dar performanța despre care presa va vorbi neîncetat până în ziua de astăzi îi va aparține lui Pațaichin, care avea să termine seriile de calificare la canoe 1000 de metri cu pagaia ruptă, câștigând apoi finala. Sunt momente în care trebuie să fii foarte lucid. Și când ești bine pregătit, atunci îți vin și idei. Nu știu, eu aveam această intuiție de a nu ceda. Eu jucam cu fiica mea, avea 4-5 ani și jucam șeptic. Și săraca nu câștiga niciodată. Și se enerva câteodată și venea soția și zicea, dar las-o și pe ea să câștige măcar o dată. Și făceam cum să o las. Adică lucrurile astea, probabil că erau în sufletul meu. Ăsta eram eu. În 1973, la mondialele de la Tampere, Antrop Varabiev și Ion Terente, unul din Mila 23, celălalt din Caraorman, aveau să câștige medaliile de argint în proba de caiac dublu 10.000 de metri. În 1974, aveau să câștige aurul la mondialele din Mexico City.
Acum pot să o aud de toată țara. Am cunoscut o mexicancă, era secretară de unei companii de petrol american. A venit, m-a dus acasă, avea vilă, avea așa, frasul era medic particular, cu orice preț să rămână acolo, cu orice preț. Până ultima zi tot am mențit-o că rămân. Și am mențit-o până am urcat în avion. Erați bărbat frumos pe atunci. Păi eram, ce să fac, dar... Am avut senzația asta de dacă rămâi, și asta era adevărul, dacă rămâi nu mai avea nicio șansă să te mai întorci înapoi. Asta m-a terorizat toată viața și întotdeauna eram primul la autobuz, primul la avion, primul la tren să ajung acasă. Urmează Jocurile Olimpice de la Montreal, un moment de impas pentru Ivan Pațaichin, care ocupă doar locul 5 și se gândește la retragere. Este un moment negru pe care însă reușește să-l depășească. Eu n-am început aproape nimic cu dreptul. De fiecare dată am avut probleme și de fiecare dată trebuia să lupt, să iau de la capăt. Este olimpiada la care strălucește la caiac un alt campion, tot din Delta, dar de la Jurilovca, Vasile Dâba. Mulți stimate tovarășe președinte al Republicii. La întoarcerea în țară, regimul comunist își asumă creditul pentru aceste reușite excepționale, iar sportivii trebuie să-i mulțumească lui Nicolae Ceaușescu. Sunt un tânăr fiu al Deltei, unul din milioanele de tineri din țara noastră, care se bucură de anumite condiții de viață, muncă și învățătură. Ca tânăr sportiv, ca urmaș al unor generații care Lotca a fost și este o a doua casă. De mic copil, visul meu a fost să deprind tainele acestui sport. De câte ori v-ați întâlnit cu Ceaușescu? O singură dată. O singură dată. Ați discutat cu el? Ce nu, v-a spus? Nu. Era protocol, trebuia să fac 5 pași, să dau mâna, să zic servesc patria și să mă întorc. Asta era. Regimul înțelege să recompenseze efortul sportivilor săi. Cluburile mari, Steaua și Dinamo, prin cei doi mari antrenori, Radu Huțanu și Nicolae Navasart, aveau grijă de viitorul tinerilor care veneau în capitală. Erau angajați în armată sau Ministerul de Interne și li se repartiza o locuință. După retragerea din sport, aveau un viitor asigurat. Este epoca de aur pentru echipa de caiac canoe. Lipat Varabiev, fratele mai mic cu 10 ani al lui Antrop, câștigă medalia de aur la mondialele de la Sofia din 1977 în proba de caiac simplu 1500 de metri. Vasile Simiocenco aduce argintul în Crișan la proba de caiac 4-4500 de metri. Începând cu mijlocul anilor 70, se ridică o nouă generație, care îl are în frunte pe Toma Simionov din Caraorman. Eu cu fratele meu fac parte din lotul olimpic de caiac canoe. Noi participăm la canoe dublu, anul ăsta la campionate mondiale din 1978 de la Belgrad. Am obținut 3 medalii, între care 2 de argint și una de bronz. Nu știu dacă a fost vreo țară cu un echipaj ca să participe în cele 3 probe. În 1000 am luat argintul, în 500 am luat bronzul. Și în 10.000 am luat argintul, eu cu fratele meu. Deci ca să particip în aceste 3 probe, termen de 3 zile, eu zic că trebuie să ai totuși un antrenament, o ambiție. Eu zic că ambiția face pe sportiv. Jocurile olimpice de la Moscova și Los Angeles au o miză politică uriașă pentru regimul comunist de la București. Nicolae Ceaușescu este singurul lider european comunist care anunță participarea țării sale la ambele olimpiade, în pofida boicotului anunțat mai întâi de Statele Unite, apoi de Uniunea Sovietică. Steagul delegației României este purtat de caiacistul Aurel Vernescu. Centralnei tribunei stadiona, delegația României. Pațaichin este deja o legendă, chiar și pentru comentatorii sovietici. Comandă României, Ivan Pațaichin, znamenită. Legendă. Da, legendă. Muncesc 4 ani pentru o olimpiadă de obicei și munca, dacă stai să te gândești câte ore, câte ceasuri, câte lupte, câte... Așa, știi, parcă atunci, în momentul ăla,
treci peste tot, știi, și ai acea răbufnire de satisfacție. Te gândești la prieteni, te bucuri că ai făcut ceva și pentru ei, adică ai niște prieteni care sigur se bucură pentru tine. Stând pe podium acolo, plângeam și m-a întrebat, nu știu dacă țopesc, nu mai rețin. Tomiță, dar ce erau cu lacrimi? Zic, erau lacrimi de aur. Deci nu poți să-ți explici, plutești. Pațaichin a câștigat, singur sau împreună cu Toma Simionov, chiar dacă avea pagaia ruptă, dacă i s-a spart barca sau era pe un culoar fără sorți de izbândă. Sunt momente în care trebuie să fii foarte lucid. Și când ești bine pregătit, atunci îți vin și idei. This is Pațaichin in the head of this boat, if you can imagine what kind of a hero, Olympic hero, Al Order is in our country. La Los Angeles, cuplul Pațaichin-Simionov câștigă o medalie de aur la 1000 de metri și una de argint la 500 de metri. Cu Ivan, eu zic că a fost așa, nu știu, de la Dumnezeu ne-a unit, pentru mine ca un frate mai mare a fost Ivan, deci mă ia furnicături. Deci ne-am înțeles din priviri. Deci noi nu trebuia să vorbim în barcă. Ne simțeam din genunchi, din zvâc de degajare sau de mișcare, de umăr. Gata, noi eram o singură inimă în acea barcă. The Romanians get their revenge from yesterday and Pațaichin gets his seventh gold medal. Eu întotdeauna m-am ferit de ideea să nu ajung pe locul 2. Și întotdeauna m-am gândit să mă retrag în glorie, cum se zice, în glorie. Și ideea a fost că dacă am început cu Olimpiada, să închei și cu Olimpiada. Un moment emoționant l-a constituit marcarea, într-un cadru festiv, a retragerii din activitatea competițională a maestrului emerit al sportului, Ivan Pațaichin, unul dintre cei mai mari sportivi ai României. Pe undeva, cred că aș fi putut să fac mult mai mult, dar intrând în activitatea mea de antrenor, sper să fac ceea ce n-am făcut ca sportiv. Vin anii 80 și un nou campion se ridică, de data aceasta din Crișan, Aurel Makarenko, dublu campion mondial la canoe simplu în probele de 1000 și 10.000 de metri. La campionatul mondial de la Hazewinkel, în Belgia, ajung în final. De la 500, mă uit că vine ceva roșu. Caracața roșie. Culoarul nou. Da. Rusul. Clementiev. Atacat de la 500. Zic, așa ceva nu e posibil, că n-are cum să reziste 500 de metri să... Da. Că zice finish-ul. Nici nu e finish, la nu se cheamă finish. La jumătatea cursului să ridici. Și rusul a venit, și a venit, și a venit, și a venit. Hai, da. Timp în care ții genunchi să cam moaie când vezi că vine ăla, tu și mai tare el tot vine. Tu și mai tare, nu mai poți, dar el tot vine. Dai, da, tot și degeaba. Și așa am pierdut-o pe ultimii 4 metri. O hármason a roman Aurel Makarenko, Mehelemben a szám bronzérmese. În 1986, la mondialele de la Montreal, Aurel Makarenko și Ivan Clementiev sunt din nou față în față. Păi din start, foarte puternic, după distanța de 500 de metri, așteptam pe mușteriul meu, Clementiev. Apare. Apare, 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 apare. Și a început o bătălie ca la Mărășești. Dar au rămas aia în spate mult de tot. Numai noi doi ne-am bătut ca chiorii, ca chiorii, ca chiorii. Măi, titele, mai aveam 9 pale. 9 pale de tras. 9 lovituri, atât. Până la... La noi erau calculate. 9 bucăți. Tine, mă gândeam la tine, zic, bă, oare când a auzit Titi că am ieșit campion mondial? Ce o să mai bucur? Zic, dar nu o să aduc aminte câte vise am avut noi împreună. Da. La tine m-am uitat. Da. Generația anilor 2000 îl aduce în prim plan pe Silviu Simioncencu din Crișan, cel care avea să câștige 4 titluri mondiale la caiac dublu și caiac 4 la mondialele de la Gainesville, Zagreb și Duisburg. Din mila 23 va câștiga argintul la europene în 2000 Gheorghe Vânturiș, cel care avea să se întoarcă la pescuit în satul natal după retragerea din sportul de mare performanță. Se încheie astfel lungul șir al campionilor din mila 23, Caraorman și Crișan. Hai, fetelor, hai!
Hai la baltă. Asta e. Mi-e drag de ele. 2 ani după Revoluție, cum a spus medicul să mă mut la țară la aer curat cu orice preț, am căutat 2 ani. Aici mi-am convenit de ce în ce sunt. Că 2 pași de București. Casa era căzută, prețul mi-a convenit, am demolat-o, am ras-o și am pus alta. În 73 am fost campion la caiac, la 500 sau la 1000, nu mai știu. În 74 mergeam foarte bine. A venit antrenorul și n-a inavăsat. Mă, aici Sașa, așa spunea Sașa, mă, uite ce, ești deja în vârstă, este de la federație, zice că lăsam să crească, este tineri. Când a spus, domnule, gata, gata. Chiar la mijlocul verii, când trebuia să... Și a spus, domnule, dacă e gata, mulțumesc frumos. Am pus la clubul Steaua, am fost și cadru militar. Am fost la unitate militară, acolo am lucrat după eu. De acolo am ieșit la pensie, la 2210. Am fost șef de garaj. Când în rezervă ne-a trecut, în 75 toamnă, când m-a dat în profesională, eram milițian atunci, la circa 11, până am făcut școala la Slatina de miliție. Și ca să poți să te descurci. După Revoluție am trecut în profesional, ca și cadru activ, la Poliția Militară. Am prins toate evenimentele care au fost la București. Din 2000, sportivii medaliați la Jocurile Olimpice, campionatele mondiale și europene primesc o rentă viageră. Dacă nu îmi dădea pensie viageră, era greu, sincer. Că eu vărsă o parte din bani la medicamente. Am și muncit. 5 ani la nemții am muncit în timpul concediului, pe șantier, cu roabă, cu smoală. Mi-aduc aminte, câștigai olimpiada, îți dădea 2 salarii. Asta era și ăla, era impozabil. Am câștigat 2 curse la Nottingham, regate, mari. Și ne-a dat, cât n-ai bine, 5 lire. De 5 lire fă cumpărături. Și aia scăteau teancuri de bani. Vineai cu socoșa subțire. Subțire. Eu sunt singur problema asta. Am pus chiar, măi, ce făceam? Eram pescar, eram marinar, eram ceva mecanic. Acum, pescare câștigă binișor. E degeaba plânge că... E greu, eu nu zic că e foarte greu. E greu să scoară noaptea, săracul. Să înțărime la 12 noapte, la 2 pleacă, ca la ora 7-8 să fii la Chiranacă, altfel să-mi pute pește. Acum puțin pește mai... Să vinde mai scumpicel, dar înainte, de unde? Era cu 50 de bani pe vremea aia. Problema e că nu mai e pește. Pește este, dar e acoperit cu apă. Asociația Ivan Pațaichi, Mila 23, are planuri mari în Delta. Se vorbește despre un prim canal ecologic de caiac-canoe, un muzeu al sporturilor pe apă, dezvoltare durabilă în zonele naturale protejate și ecoturism. Natura, ea trebuie cumva păstrată și în sănătate. Mirosea pește. Mirosea pește. Mai fac o poză la... La bărcuța asta? Super ok. De asta, pescare adevărată, asta folosesc. Nu folosesc pescare embarcațiune cu sute de cai putere. Da, da, da. Era și campionat. Nu ții minte că a fost și campionat aici. Da? Aici, da, campionat de mare fond de la Crișan, la Mila și înapoi, era de 20 de kilometri. Păi și ăsta nu s-ar mai putea în 67. Ba da, ce nu se poate face? Ce nu păi se poate face? Păi fac la Constanța, Ivan, și nu... Da. Ar trebui făcut se odată pe aici asta. Avem tineret mulți, că poate face și... Da, da, le e rușine să vâslească, trebuie să-i facem să vâslească. Sănătate! Multă sănătate! La revedere! Nu e mâncat. E gagicar mare.
Gogu! Hai, sus! Sus! Bravo! Bravo, Gogule! Bravo, tată! Vă e dor de pescuit? Da! Când urc în barcă, întineresc cu 20 ani. Simt apă. Simt apă. Păi, în barcă am fost născuți, nu? Mașina de protocol la mine, m-ați înțeles? La te mai caro, o papă, un stuf, gen din ăsta așa, materiale, mai mă duc la copii, mai acasă, mai... Dacă mă plictisesc un pic acolo, vin înapoi, când mă plictisesc iar înapoi. Aici, când e apa mare, până aici apă, până la brâu. Libre. Bună ziua! Ia uite ce copilași frumoși avem aici! Ivan Pațaichin revine des la Milă și în Delta pentru că vrea să-i facă pe copii să uite de motoare și să redescopere frumusețea uitată a vâzlitului, să construiască în jurul tradițiilor Deltei o comunitate modernă și înstărită. Vrea să îi facă pe copiii de astăzi să nu își mai dorească ceea ce generația sa a dorit cu disperare, să plece din Delta pentru a avea un viitor. Sportul de performanță, de mare performanță, unde îți trebuie sacrificiu și aia, au făcut copiii mai amărășteni, cum am fost și eu, cum au fost și alții. Copiii mai nevoiași, adică care chiar se dăruiau, aveau o șansă în plus de a pătrunde undeva. Înainte școală nu știam noi. Na, v-am spus, da? 4 clase de aici și după aia așa. Acum toată lumea pe copilul vrea la școală. Nu ai plecat direct la muncă. Campion mondial sau campion în general, să folosim cuvântul campion. Poți să ieși dacă îți dorești cu adevărat să ieși campion și să te preocupe lucrul ăsta zi de zi, noapte de noapte. Și ești campion. Asociația Ivan Pațaichin, Mila 23, și-a propus să le trezească copiilor dragostea de vâzlit. Surprizele au apărut însă imediat. Spre surprinderea noastră, nu s-au prezentat decât 6 copii în 3 bărci, iar restul stăteau pe mal și nu înțelegeam de ce. Și ei aplaudau la un moment dat, aplaudau sub formă de ironie, așa, ușor, pentru ceilalți că, uite, și pe ăștia vâslesc ca niște moși. Pentru ei era deja rușine să vâslească, să tragă la rame. După aia, anul următor, noi am creat și noua embarcațiune, canotcă, care era puțin mai trend, mai frumoasă, și i-a tentat. Dacă te uiți la povestea, inclusiv a lui Ivan, cum a ajuns el să facă performanță, tot așa. A văzut la un vecin, l-a văzut la televizor și a zis, pot și eu să fiu campion. Până acum făceam numai în Mila 23, dar anul acesta am încercat și am făcut la Crișan, unde au venit din toate comunele din Delta. Pariul este unul important nu numai pentru sporturile nautice, ci și pentru Delta, din care tinerii continuă să plece în număr mare. Și eu doream să plec, eram conștient că dacă rămân aici, rămân pescar. Când spui oamenilor să păstrăm tradiția și să facem ceva, să nu pierdem tradiția, automat se gândesc că trebuie să te întorci cu 100 de ani în urmă. Ceea ce e greșit, poți să îmbini această tradiție, aceste
astea cu nou, cu secolul nostru, dar să fie totuși specific local, specific local, să fie specific zonei. Exemplul avem Canotca. Dacă ne uităm acum astea opa nouri care au apărut aici de 4-5 ani, au devenit obiectiv turistic. Adică lumea vine special ca să se uite la panourile astea. Bine, e foarte greu de făcut. Rău se face mai ușor. Și e mare lucru să fii într-o situație cum sunt ei acum, să fii campion mondial sau european sau chiar și olimpic și lumea să nu-și aducă aminte. Cei 5 sportivi din Comuna Crișan pe care i-ați cunoscut sunt doar câțiva din cei 25 care au plecat din Mila 23 ca Orman și Crișan. Ceilalți fie au plecat din această lume, fie au emigrat, fie sunt bolnavi, fie au căzut în uitare. Dar dacă le-ați auzit numele și îi cunoașteți, faceți în așa fel încât să redevină, măcar pentru o zi, gladiatorii de odinioară. Și, cine știe, poate că tradiția de aur a vâslitului va reînvia în Delta. Delta a dat mulți campioni, nu numai din Crișan, ci și din Jurilovca, Chilia sau alte sate ascunse ale apelor. Cei mai mulți dintre foștii campioni olimpici, mondiali și europeni la caiac și canoe sunt astăzi niște iluștri necunoscuți. Au rămas în urma lor doar medaliile. Reinventarea tradiției, a vâslitului, ecoturismul și dezvoltarea durabilă ar putea să îi oprească pe copiii Deltei să mai plece. Iar cei care știu cel mai bine cum se face acest lucru sunt tocmai foștii campioni. Eu sunt Irina Băcurariu și vă dau întâlnire săptămâna viitoare la o nouă ediție Dosar România.